Sportul este cultul trupului omenesc, a frumuseții, rezistenței și puterii. Ocupă o poziție de lider în lumea contemporană. În antichitate, jocurile olimpice erau dedicate întregului panteon al zeilor greco-romani sau al tuturor zeilor în frunte cu Zeus, Satan. Jocurile în cinstea demonilor Olimpului erau însoțite periodic de jertfe umane. De aceea, la finalul secolului al IV-lea, era noastră, jocurile olimpice au fost interzise de către imperatorul creștin Teodosius, fiind considerate păgâne. Jocurile în cinstea demonilor Olimpului au renăscut după 15 secole, la sfârșitul secolului al XIX-lea. La jocurile olimpice de astăzi sunt rostite rugăciuni către Apollo și Zeus pentru ca Apollo să aprindă flacăra sfântă. Apollo este cel luminos care aduce lumina sau Lucifer. Apolion este numele îngerului adâncului din cartea Apocalipsa, care înseamnă nimicitor. De dragul cultului frumuseții omenești, îndemânării, puterii și rezistenței, oamenii își dau viețile. Dar sunt și mulți sportivi mondiali care, atunci când ies în arenă, îl proslăvesc în mod deschis pe Iisus Hristos ca Dumnezeu. De ce? În acest fel, ei demonstrează că sursa puterii și biruinței lor este Iisus Hristos și nu demonii olimpici. Dar nu știam istoria lui Iisus Hristos. Cunoștea cineva aceste lucruri înainte de a veni în biserică? Istoria completă a lui Iisus Hristos. De unde, pentru ce, de ce, momentele de bază. În schimb, era cunoscută istoria unui anumit sportiv. Puteai să știi despre Zeus, Ahile, Hercule, Bruce Lee sau despre actorii tăi preferați, Jackson sau Schwarzenegger și așa mai departe. Toți cântăreții, artiștii și așa mai departe. Aici este și problema. Este doar trup. Și de multe ori acest trup se poate direcționa, fiindcă este în această lume și este supus direcționării. Și acest aspect este foarte important. Ce spune Ioan cu privire la acest lucru? În 2 Ioan, de la versetul 8, el spune: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Este foarte important la ce atrage Ioan atenția. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre. Ce intră în urechile voastre, ceea ce intră în ele, acele lucruri le veți crede. Dacă în urechi vi se bagă maimuțe, veți crede în maimuțe. Dacă se introduc ciclopi, veți crede în ciclopi. Vi se va spune despre o dietă, veți crede în diete. Ce vi se introduce, aceea veți crede. Însă trebuie să credem în adevăr. Și adevărul este cunoscut. Dar se încearcă să fie ascuns în toate felurile și la toate nivelurile. Doar biserica transmite acest adevăr. Și cu toate acestea, biserica este cea mai influentă și cea mai numeroasă în lume. Adică în acest război direct care se întâmplă. Deși o parte importantă din ea este în stare de adormire, sau este moartă, sau Iisus le va spune: nu știu cine ești. Vă amintiți ce le-a spus acelor care spuneau că au făcut una, alta, ceva religios? Iisus va spune: nu știu cine ești, pentru că în viața ta nu este har, despre ceea ce am vorbit la început. Ce faci, faci din fire, însă lucrurile trebuie făcute prin har, ca Dumnezeu să participe la ele. El a spus: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Cât de clar și categoric este scris. Ioan a scris aceste lucruri în anii 90 după nașterea lui Hristos. El înțelegea lucrurile. Erau toți acei dragi peste care călca biserica și arăta lumină oamenilor pentru ca ei să înțeleagă cine și ce este în această lume.
Astfel, oamenii și popoare întregi se eliberau de dragi și începeau să se închine lui Hristos. El a spus, oricine o ia înainte, nu rămâne în învățătura lui Hristos. Dezbinările sau slujirea ferească nu sunt învățătura lui Hristos. Iar dacă ești părtaș la asemenea lucruri, acestea nu sunt învățătura lui Hristos. Învățătura lui Hristos este să trăiești conform Duhului. Învățătura lui Hristos nu este mândrie, ci smerenie. Învățătura lui Hristos înseamnă har, înseamnă credință. Amin. Oricine o ia înainte și nu rămâne, învățătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Tot așa alergi la Hristos pentru rugăciune, post, evangelizare, închinare și așa mai departe? Să asculți dacă a apărut o nouă predică? Ai aceeași pasiune. Dar de ce nu? Pentru că aceste lucruri vin din interior, din credință. Iar credința vine în urma auzirii. Căci cine îi zice, bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Dar pe cine las prin toate dispozitivele să intre în casa mea? Gândiți-vă, pe cine lași să intre? Și care sunt duhurile din spatele lor? În spatele acelor curente informaționale care vin, piese, filme, sau un blogger, sau oricine. Întrebarea este, pe cine ai lăsat să intre împreună cu el? Pentru că Scriptura spune că trebuie să-ți dai seama, deoarece tu ești lumina lumii, tu ești sarea pământului și tu trebuie să influențezi lumea. Amin? Cine altcineva în afară de biserică poate să spună cum va fi mai bine și cum trebuie făcute lucrurile? Cum să zidești corect o familie? Cum să te alimentezi mai bine? Și restul. Toate acestea sunt scrise în Biblie de mii de ani, iar oamenii iau aceste lucruri și câștigă pe seama lor. Amin. Vin tinerii și spun, trebuie să cumpărați de la noi acest supliment sau altceva și veți fi frumoși și tineri. Noi le răspundem, când veți ajunge până la vârsta noastră și veți fi ca noi, atunci vă vom asculta. Însă acum trebuie să ascultați oamenii care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu și cunosc adevărul, deoarece încă nu ați trecut această cale, sunteți tineri și nu aveți încă rezultate în viață. Dar oamenii au trecut, s-au realizat, au deja rezultate în punctele pe care voi abia începeți să pășiți, sănătate, succes în familie. Trăiți, arătați-ne ce veți reuși și apoi vă vom asculta. Dar deocamdată, ascultați ceea ce vă spun cei care au reușit aceste lucruri, datorită Domnului Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Aleluia! Să-i dăm slavă! Aleluia! Slavă ție, Iisus! Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fiți liberi în numele lui Iisus și să cunoașteți de unde se capătă credința adevărată. Amin! Aleluia! Fiți liberi și binecuvântați! Iisus este calea, adevărul și viața. Să vii la Dumnezeu și la Tatăl este posibil doar prin Hristos. Aleluia! Slavă lui Iisus Hristos! Care este concluzia? Să ajungi la Dumnezeu doar prin Iisus și al doilea aspect, trebuie să asculți doar pe oamenii pe care îi cunoști și a căror viață este deschisă înaintea ta. Le poți vedea viețile și poți lua exemplu de la ei. Nu pur și simplu auzi ceva și începi să îi te închini acestui om, deși nu l-ai văzut niciodată. Și chiar dacă l-ai văzut odată, acest lucru nu schimbă cu nimic situația, pentru că nu-i cunoști viața. Vedem actorii în filme, însă când ni se prezintă viața lor reală, constatăm că totul este în contradictoriu. Este o distorsionare totală. De aceea, ca să avem credința lui Dumnezeu și să nu o pierdem, să ascultăm și să privim la cei oameni de la care putem lua un exemplu real, nu o informație distorsionată. Doar biserica adevărată, care este pe temelia apostolilor și a prorocilor, doar Iisus Hristos, doar prin roade putem să ne dăm seama unde este adevărul
și unde este minciuna.